Adaptabilitatea buruienilor este o problemă destul de prezentă cu care se confruntă agricultorii. Prin vitalitate se înțelege proprietatea pe care o au semințele de buruien de a rezista la condițiile de mediu fără să-și piardă puterea de germinație. Longevitatea este capacitatea semințelor de buruien de a-și păstra puterea de germinație timp foarte îndelungat în condiții de mediu determinate. Ziariștii cotidianului agricol au studiat această problemă mai în amănunt. Semințele de buruieni au vitalitatea mai mare când au membrane groase, greu permeabile. Semințele care au ca substanțe de rezervă grăsimi au o vitalitate mai mare. Semințele de buruieni păstrate în condiții de laborator, la umiditate redusă și la o temperatură constantă și scăzută, au o vitalitate mai mare decât atunci când se găsesc în sol. Vitalitatea semințelor se micșorează când sunt variații de temperatură în sol. În ceea ce privește longevitatea, s-a constatat că multe semințe de buruieni sunt capabile să-și mențină capacitatea germinativă un număr mai mare de ani. În funcție de longevitatea semințelor, buruienile au fost clasificate în trei grupe: buruieni la care longevitatea semințelor este până la 3 ani, buruieni cu longevitatea cuprinsă între 3 și 17 ani, și buruieni cu longevitatea de 17-100 de ani. Adaptabilitatea buruienilor este proprietatea pe care o au acestea de a conviețui cu anumite plante cultivate și de a rezista la factorii negativi de creștere și dezvoltare. Plasticitatea este o altă proprietate a buruienilor de a crește și a se dezvolta variat în raport cu condițiile de mediu. Unele buruieni apar în toate culturile, altele sunt adaptate să conviețuiască intim numai cu anumite plante de cultură. De exemplu, știrul poate să crească pe un sol bătătorit și uscat, pe marginea unui drum, crește de numai câțiva centimetri din cauza factorilor negativi, dar se dezvoltă și face semințe. Știrul, într-un sol îngrășat, poate crește peste 70-80 cm înălțime, se ramifică puternic și fructifică abundent.